Ușor, ușor, ne luăm adio de la Deezer. Era și timpul, dacă mă întrebați pe mine. Dieselul este și va fi triumfător când vine vorba de sarcini grele, tractat, tiruri, transport comercial, auto-utilitare, SUV-uri, heavy-duty, camionete. Nu mai sunt vremuri să avem mașini mici cu motoare diesel în mediul urban pentru că ne vom sufoca. Cel puțin în București și în alte capitale mari europene sau internaționale. În orașe precum Râmnicu-Vâlcea, poluarea încă nu e atât de mare, dar dacă mai vine gașca de pe ofiști, cu siguranță ne vom intoxica și în orașele mai mici. Vânzările la mașinile diesel sunt în declin. Dacă ne uităm să vedeți vânzările cum au evoluat în Europa la capitolul diesel, deci câte mașini sunt benzină, cu carburanți alternativi, hibride, electrice și diesel. După cum se poate vedea, dieselul este în declin. De la 50%, 50 și ceva la sută acum câțiva ani, când era el în trend, toată lumea își dorea o mașină mai economică, mai puternică, are turbo, se conduce ușor, acest trend a început să moară. Lumea își cumpără tot mai multe mașini pe benzină sau cu carburanți alternativi sau hibride sau plug-in hibride sau electrice. Și producătorii au început să ia măsuri, cam despre asta vreau să discut în mare parte. Dacia, de exemplu, nu mai vinde pe modelele sale. Începând din acest an, nu o să mai fie variante diesel pe Sandero, pe Logan, e benzină sau benzină cu GPL. Volvo, de exemplu, a renunțat să mai producă motoare diesel pe mașinile mici și ușor, ușor, cam toți renunță la diesel. Toyota, de exemplu, dacă vrei să-ți cumperi acum o Corolla, o Yaris, RAV4, nu poți decât benzină, hybrid sau plug-in hybrid. Diesel doar pe Hilux, care este o auto-utilitară, heavy duty, mare, frumos, 4x4, motor de 2.8, potent, acolo da, tată, sunt de acord, acolo nu poți să pui 2.0 hibrid. Vrei să tragi, să te duci pe munte, camionetă, remorci, platforme, da, tată, diesel, 3 litri, frumos, auto-utilitară, în acte, te duci cu ea, faci treabă, e altceva, adică perfect de acord. Cum abordează Toyota, așa va aborda și Dacia, o să scoată ușor, ușor, adică au scos deja, mai sunt diesel pe Docker sau pe care mașini mai sunt pe auto-utilitare, practic, exact ce spuneam. Și cam toți producătorii încep să le cam scoată de pe piață. Sunt țări în care din 2030, adio, nu se vor mai vinde mașini diesel. Sunt țări precum Norvegia, când din 2023-2025, adio, nu mai poți să circul pe stradă cu mașini atât pe motorină cât și pe benzină. Acolo deja totul se electrifică masiv și cât timp se dau vouchere pentru plug-in hybrid sau pentru full electric, atât și bonusuri pentru un CO2 scăzut, care se poate obține foarte ușor dacă ții o mașină hibridă, precum, nu știu, o Corolla sau altceva similar, un Yaris sau alte mașini hibride din de la alți producători. Sunt de părere că nu trebuie să ne mai cumpărăm diesel. Mai sunt producători care încă oferă aceste tipuri de motoare, că e vorba de Volkswagen, BMW, Mercedes, care s-au luptat din greu să facă motoarele acestea diesel poluante, să le facă mai puțin poluante, cu 1000 de sisteme și cu 1000 de cifre, eu știu, făcute probabil încă un pic așa artificial, cum au făcut-o și cu Dieselgate-ul, ca să poată să producă mașini și că mai puțin poluante. Probabil că o fac și astăzi, presupun, un pic mai civilizat sau altfel. Adevărul e că oricât de puțin poluant ar fi un motor diesel, dacă te lasă în hală cu motorul pornit, te sufoci repede, în comparație cu unul pe benzină, tot Euro 6. Am mai spus asta de multe ori, nu vă recomand să încercați, dar credeți-mă, eu ca inspector, când puneam în hală o mașină diesel și trebuia să se încălzească, simțeam cum îmi lăcrimează ochii și mă sufocam. La motorul pe benzină nu e aceeași poveste, e cu totul diferit. Deci, cumva aceste mașini poluante trebuie să dispară și trendul este către eliminarea lor. Ușor, ușor oamenii văd, ușor, ușor producătorii le dau la o parte și ușor, ușor ne îndreptăm către hibrid, GPL și electric.
Mulți producători acum fac iarăși mașini cu GPL din fabrică, printre care Dacia. GPL-ul este foarte ok, singura problemă este că nu prea poți să te duci în parcări subterane, în mall-uri, în rest e super ok. Iar dacă motorul a fost pregătit din fabrică pentru a rula cu GPL, este perfect. Și acum să fim sinceri, o mașină care este hibridă și consumă puțin a devenit tot mai accesibilă. Mild hybridul este cumva așa tras de păr, ajută și el, dar mi se pare că e ceva în plus doar, care doar complică lucrurile degeaba. Ori ți-ai hybrid, ori ți-ai electric, ori ți-ai ceva benzină cu carburant alternativ. Așa că, cum a zis și Jeff Bezos, always stick to the future. Să ne ținem cu viitorul. Dacă viitorul este electric și hibrid, nu e cazul să ne încăpățânăm. Eu vreau diesel. Diesel până la moarte. Nu mă poate obliga nimeni să o vând. Ok, nu se oblige nimeni să o vinzi, dar o să-ți bagi un impozit. Ai diesel? Da, nasol. Impozit, 3000 de lei pan. Mai vrei diesel? N-am bani. Ok, la vânzare pe Autovit. Și cine mai cumpără pentru că taxele sunt mari? Trebuie să nu ne încăpățânăm pentru că, într-un fel, este spre binele nostru. E adevărat că sunt motoare mai vechi diesel sau pe benzină care sunt nemuritoare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le ținem 30 de ani. Pentru că se învechesc, poluează, viitorul este altul. Așa că dacă te gândești să-ți iei o mașină nouă, nu-ți lua diesel. Dacă te gândești să-ți iei o mașină SH pe care o ții încă un an, 2, 3, poți să-ți iei diesel fără probleme. Dar dacă ți-o iei acum nouă diesel și o ții 7 ani, peste 7 ani s-ar putea să ai surprize când o vei vinde, pentru că nu se va mai căuta. Adică doar să ai în vedere, exceptând auto-utilitarele. Aștept mai jos părerea voastră despre interzicerea motoarelor diesel care, sau despre scăderea trendului diesel. Sunt curios să aflu ce credeți voi. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.